Acest videoclip este despre cel care a fost un bulgăraș de iubire, de energie și de inocență. Umbla îmbrăcat într-o hăinuță neagră ca smoala, dar fină și lucioasă ca mătasea. Purta numele de Bruno the Cat. Ați remarcat că vorbesc la trecut despre el pentru că astăzi Bruno nu mai este. Câțiva dintre puținii prieteni cu care am discutat despre asta îmi spuneau: "Hai bă, lasă, nu fi așa necăjit, că e plin de pisicuțe, poți să-ți iei oricând alta." Da, așa este. Dar sunt convins că mulți dintre privitori au trecut printr-o experiență similară și știți că nu-i tocmai chiar așa. Bruno avea povestea lui, pe care vă invit să o urmărim în cele ce urmează. Era pe la sfârșitul lunii septembrie anul trecut, cred că într-o zi de joi. Vin la servici, aprind lumina, pornesc laptopul, eram singur în atelier, mă duc până la colegii de la auto să văd ce mai fac. Pe elevator o mașină, sub mașină colegul Vasile îmi zice: "Ia-o vin, nu vrei un mâț." Mă uit jos și la picioarele lui o mogâldeață să uita chiorâș la mine, numai cu un ochișor, că pe cealaltă nu putea deschide, cu blănița plină de praf, de ulei, de temir, ce scămoșat așa, și zbera ca din gură de șarpe. Bineînțeles că n-am avut niciun gând ca să iau pisica, am ținut pisici și la un moment dat, vrei, nu vrei, trebuie să te despați de ele. Se rupe sufletul de nu mai știi de unde să-ți adun cioburile. Am făcut stânga împrejur și am plecat la mine să-mi văd de treabă. Mă rog, trece ziua aia, vin a doua zi la servici, îndrept ușii, o cutiuță de carton cu niște cârpe înăuntru, un bol cu apă, un bol cu mâncare, pisica acolo, fantastic. Ce credeți că am făcut? M-am dus la primul supermarket și am luat o pungă plină de mâncare. Bineînțeles că s-a mutat la mine în atelier și din momentul ăla n-am mai scăpat de el. Vin și sâmbătă la servici pentru că eu mai lucrez și sâmbăta. Pisica pe scaun n-avea nicio treabă, dormea. El este Bruno. Uite pe micuțu. Mă rog, mă apuc de treabă, nu mai joc cu el. Ce avem noi aici? Îi mai dau de mâncare. Bun, pun mâna pe telefon, îl sun pe șeful să-l întreb dacă îmi dă voie să nu armez alarma și să las pisica în atelier, încât 1 octombrie fiind, vremea nu mai era de lăsat afară un pisoiaș de 2 luni. Și fiind probabil plecat la țară cu treburi, nu a răspuns la telefon. Atunci, ghiciți ce am făcut. Ce mă fac eu cu tine, băi? Trebuie să închid atelierul. Hă? Unde să te las? Nu te pot lăsa eu aici. Hai cu mine. Oh. Ia, stai tu aici frumos. Ia lăbuța. Trebuie să inventez aici ceva. Să pot să le închid în top case fără să se asfixieze. Așa. Un cioc. Mergem acasă. Mergem acasă. Miau. Mai ești aici, bă?
Niu, niu. Aici, dar unde să fie? Băi, motomotanu, hai, că începem o călătorie. Ia-te ce tu la el. Amărâtule. Hai. Ne, nu-i voie. Fii cu minte, fii cu minte. Nu fugi, tu că e spăriat de a bombe acum. Dar asta e. Și uite așa m-am îmbogățit nu doar cu un partener de apartament, ci și cu cel care timp de 10 luni a fost prietenul meu cel mai bun. Nu l-am dus niciodată la veterinar, nu l-am vaccinat, doar i-am tratat infecția la ochi, l-am deparazitat intern și extern, că am mai avut pisici și știam cum stă treaba. Și în scurt timp, zdrențărosul cel chior a devenit un motănel frumos, sănătos, energic, jucăuș și foarte, foarte iubitor. Găteam împreună, mâncam împreună, făceam baie împreună, deși el ura apa, dar cel puțin îmi ținea companie, dormeam împreună, ascultam muzică împreună și, când lucram la calculator, locul lui favorit era pe router pentru că era cald. Aici pe balcon veneam dimineața să savurez cafeaua și mirosul florilor de tei alături de ceea ce prețuiam eu cel mai mult în viața asta. Muriel the Bike și Bruno the Cat, care obișnuia să stea aici pe tervazul acestui balcon. Da, e mișto să ai pisică, chiar foarte mișto, până în momentul în care trebuie să-l las singur în casă. Ca orice om, am și un job unde nu puteam să merg cu pisica, nu? A început sezonul moto, plecam în ture de weekend și bietul Bruno stătea singur în casă de vineri, de la miaz, până duminică seara. Bine că avea el hrană, apă, îi curățam litiera, nu era niciun fel de problemă. Am vrut să-l învăț cu motorul, i-am cumpărat și rucsacul ăsta foarte interesant, în care intra de bună voie, doar că în momentul în care porneam motorul motocicletei, începea să urle groaznic și făcea pipi pe el, așa că am renunțat. Seara când veneam de la servici, intram cu motorul pe alee să-l parchez acolo unde este acum. Bruno stătea aici pe pervazul balconului. Când mă vedea, mergea în hol și când deschideam ușa era pe dulăpiorul de la pantofi, îmi întindea cinciu. Era absolut demențial. Până într-o zi când tot așa vin de la servici cu motocicleta pe alee, o parchez unde este acum. Bruno nu era pe balcon. Intru în casă, Bruno nicăieri. Ulterior am aflat de la vecina că l-a văzut când a sărit de pe balcon în copăcelul ăsta de lângă scara blocului, apoi pe gardul viu și s-a dus. Cred că și de 5 ori am ieșit și l-am căutat. Ultima dată după miezul nopții, negru fiind, nu l-am mai găsit, nu l-am mai văzut. A doua zi dau să plec la atelier, scot motocicleta pe alee și ce credeți că văd? Pe Bruno a meu, întins pe asfalt, zăcea fără suflare, cu botul spart, limba sfârtecată și gura plină de sânge. Probabil lovit de vreo mașină. Sau s-o fi intersectat cu vreun cetățean de bune moravuri, care umblă duminica la biserică și care știe că mâțele negre aduc ghinion. Am luat motanul de pe asfalt și, așa țeapând cum era, l-am pus în topcase-ul motocicletei, am venit în trombă la atelier
și pe bucată de tablă de alamă i-am gravat cu punctatorul numele. Și, pentru că mereu am dorit să-l duc cu mine pe motor, am decis să-i ofer o ultimă călătorie până pe măgura coașului, unde să își petreacă eternitatea la umbra unui fag uriaș. La bună vedere, prietene! Ne vedem noi!